3 din 10 absolvenți de clasa a 12 au reușit să treacă examenul de bacalaureat în această toamnă. Sunt cele mai proaste rezultate din ultimii 7 ani, însă pentru cei care vor să muncească, viitorul sună promițător, chiar dacă n-au trecut examenul maturității. Peste 10.000 de locuri de muncă sunt disponibile pentru muncitorii fără studii superioare, iar salariile se încadrează între 3.500 și 4.500 de lei lunar. Că plătind un pic mai bine acești absolvenți, care mare parte dintre ei sunt chiar oameni buni, din diverse motive, ei uitând să învețe într-o perioadă în care era important să o facă, o să aibă cu mult mai mult succes în munca pe care o desfășoară aceștia în organizații. Peste 5.000 de absolvenți ai clasei a 12-a nu au vrut să-și încerce norocul la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat. Mulți dintre ei s-au resemnat și spun că vor cât mai rapid să intre în câmpul muncii și să câștige bani. Experți în resurse umane spun că cele mai vânate joburi de către tinerii fără bac sunt în construcții, hoteluri și restaurante și call center-uri. Toate aceste salarii sunt, să spun așa, pentru joburile de intrare în tot ceea ce înseamnă zona hotelieră, în zona de retail, în zona de joburi care presupun interacțiunea cu publicul, chiar din zona de customer service, call center, în zona de restaurante, hoteluri, în partea de, să spun așa, firme de construcții, undeva de unde fiecare tânăr trebuie în mod normal să înceapă să muncească. Pe de altă parte, da, aveți dreptate, fiecare dintre aceștia își dorește să câștige cât mai mult, să muncească ceva mai puțin, să nu facă eforturi, doar că din nefericire, ca să spun așa, neavând o calificare clară și precisă, le este extrem de dificil să se integreze foarte repede.